ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Laurențiu Neghină candidează din partea PSD. Proiect Erasmus la Dărmănești. La mulți ani de 8 martie. Primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a reafirmat public faptul că ar fi onorat să candideze din partea Partidului Social Democrat la următoarele alegeri locale. Anunțul a fost comunicat public într-o conferință de presă ce s-a desfășurat la începutul lunii februarie, iar în emisiunea 24 de ore de la Acum TV de pe 6 martie a reconfirmat acest lucru. Mă refer la faptul că veți candida independent, așa au zis unii. Dumneavoastră ați anunțat public că veți candida susținut de PSD. Dumneavoastră ați anunțat că într-o conferință de presă, nu vorbesc eu, vorbim, mă puteți contesta acum, ați anunțat într-o conferință de presă că ar fi onorant pentru dumneavoastră să fiți nominalizarea Partidului Social Democrat. Cum stă treaba, de fapt? Da, nu mi-am schimbat părerea între timp. Susțin același lucru. Ar fi o onoare să candidez din partea Partidului Social Democrat în condițiile în care Partidul Social Democrat și-a arătat fața umană spre comunitatea noastră cu vârf și îndesat în ultima perioadă de timp și din punctul meu de vedere ar fi inuman dacă mi s-ar propune și dacă mi s-ar cere acest lucru să-l refuz. Bine, da, într-adevăr, acum dacă e să tragem linie, să fim corecți, a fost așteptat mult. Dacă vă aduceți la un moment dat aminte, eu am mai spus-o și repet, eu am fost ales de oneșteni. Nu am fost ales pentru partid. Acum nu înseamnă că întorc spatele PMP-ului. PMP-ul este un partid de suflet. Dumneavoastră a zis-o, nu eu. Mă bucur. Este partidul meu de suflet. L-am găsit, poate chiar unde am găsit oameni cu adevărat de cuvânt, oameni paroliști, oameni corecți. Însă contextul... PMP-ul după un asemenea candidat. Bun, încă nu-i nimic bătut în cuie. A, bine, bine. Sunt doar ipoteze. Corect de calcul. La momentul ăsta sunt doar ipoteze. Dar legat de primărie, în mod sigur voi candida, să nu-și mai facă calcule nimeni, să nu-și facă nici iluzii, nici calcule. Voi candida, voi câștiga din nou alegerile și spun asta pentru că, deși nu e o treabă ușoară partea asta cu primăria, dar... În contextul în care... Vă cam pricepeți la primărie, sincer, zic, la proiecte. Da, în contextul în care orașul l-am transformat în ultimii 4 ani, adică oricine, numai cei rău intenționați pot spune că nu observă schimbările din Onești, dar nu doar asta. Am achitat datoriile Oneștiului în ultimii 4 ani. Am achitat peste 12 milioane credite istorice, mai sunt 2,8 milioane pe care îmi doresc eu să le achit anul ăsta, să intrăm în anul viitor fără datorii, probabil printre puținele localități din România fără credite. Vă dați seama ce înseamnă să nu mai ai credite, cam câți bani poți să faci cu... Câți bani am dat noi credite în mandatul ăsta, cam câte lucruri se puteau face la Onești. Toată lumea contează, vai, că e scumpă o bancă, că e scump un spectacol, dar nimeni nu-și pune problemă cât de scump a fost creditul pe care l-am moștenit și care l-am plătit. Asta este foarte, foarte important. Dacă în administrația trecută fostul primar se chinuia cu vreun an înainte de a finaliza să ia credite, să plătească salariul la primărie, iată că eu nu am luat credite și am dat credite și anticipat, adică cu o bună gestionare. Bun, recunosc și faptul că am acumulat experiență atât în mediul de afaceri, dar și în primii 3 ani în care am condus Oneștiul, m-am putut apuca de treabă încă din prima zi. Este foarte greu să vii din afară, să cunoști un sistem și să te așa puși de treabă din prima zi. Eu recunosc că în primul mandat am fost un primar puțin mai slăbuț. Comparativ cu acum. Comparativ Atenție. Cu acum, da. Haideți să nu uităm, că eu mi-aduc aminte primul mandat. Poate unii au uitat, dar mi-aduc aminte. Da, dacă oneștenii m-au votat și a doua oară, înseamnă că n-am fost... Am făcut cât de cât un pic de treabă. Dar comparativ cu mandatul trecut, este diferență de la cer la pământ. Am venit ca dintr-un concediu,
în care am putut să reflectez ce am greșit, ce puteam să fac mai bine și să mă apuc din prima zi de treabă și să pun oamenii la treabă, să formez, să construiesc echipe, să construiesc o familie și să muncim toți să tragem în același jug, în aceeași direcție pentru binele comunității. Și iată că acum, la 3 ani și jumătate, pot spune că am dus cel puțin 90% din proiecte, eu zic că le-am acoperit. Proiecte care îmi propusesem să le termin până la sfârșitul mandatului și care le-aș fi terminat cu siguranță dacă mandatul s-ar fi terminat în septembrie, dar în proporție de 90% sunt acoperite proiectele, adică acum când vorbesc de credit, din lucrurile care mi le doream să le duc la capăt. Îmi doream să achit creditele, să scot oneștiul din datorii. În anul trecut, majoritatea localităților în situații asemănătoare cu noi și-au luat credite. Noi nu doar n-am luat credite, noi am dat credite în avans. Asta a fost una din ambițiile cu care am intrat în acest mandat. Mi-am dorit și am promis la începutul mandatului că nu va rămâne trotuar nemodernizat. În proporție de peste 80% am modernizat trotuarele, iar în 2 luni începem cu ultimele 8 loturi. Am scos la licitație ultimele locuri, am bugetat încă 7 milioane cu această destinație. Gazele din cartierele Slobozia și Borzești au fost... proiecte. Rămânem un pic în sfera politică. Avem multe proiecte, foarte multe întrebări. Cred că ar fi topul emisiunii. Asta ar fi cele mai multe întrebări. Nu-mi dau seama de ce. Nu, cred că e anul electoral, 2024. E o sumă rotundă, așa. Știți ce vreau să vă mai întreb? Nu v-a curtat un alt partid? Că sunt multe speculații pe rețelele de socializare, inclusiv de AUR, că ați candidat din partea AUR. Și acum, eu ca jurnalist trebuie să-mi fac datoria să vă întreb. Sunteți candidatul ideal pentru toate partidele, nu? Ați fost curtat și de alții? Nu, pentru că eu m-am exprimat clar. Am înțeles. Ce am în cap, adică la mine nu există jumătăți de măsură. Nu merg la două capete, nu există jumătăți de măsură. La mine este albă sau neagră. Nu. De asta nici n-a încercat nimeni să... Și-au dat seama că bătem la o poartă închisă. Da, nu avea sens și nu... Nu, că au fost multe speculații. Pe rețelele de socializare toată lumea își dă cu părerea, e maestru acolo la sfătuiri, consilier și așa mai departe. V-am întrebat toate lucrurile acestea ca să limpezim apele, da? Întrebat legat de alianța dintre PSD și PNL, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, a făcut o serie de precizări. Știți ce vreau să vă mai întreb? O chestiune foarte importantă. S-a făcut o alianță între PSD și PNL. Va fi o alianță și la nivelul local? Eu nu cred că va fi o alianță la nivel local. Oricum, dar una nu combat, cu siguranță va fi. Adică nu atacăm PNL-ul, nu atacă PSD-ul. E așa, o înțelegere din aia mai avut dintre astea. Nu știu dacă va fi sau nu va fi. Oricum, mesajul este destul de greu de transmis în contextul în care s-ar merge separat PNL de PSD. E foarte greu să spui că sunt răi liberali în Onești sau sunt răi pesediști în Onești, dar sunt buni la Bruxelles. E un pic greuț mesajul. Din punctul meu de vedere, nu știu de unde, la momentul ăsta vă spun clar că nu știu care va fi opțiunea politică din partea cărui partid voi candida. Oneștenii s-au obișnuit cu mine să candidez într-un... De fapt, la alegerile locale, domnule primar, să alege omul. Nu mai ne ascundem. Da, încă o dată spun, eu înțeleg disciplina de partid. Partidul din partea cărui voi candida, mă voi supune regulilor partidului, cu siguranță. Da, va fi alianță, că vor fi liste comune, că nu vor fi liste comune, nu are importanță. Nu mai aveți... Eu n-am emoții în privința candidaturii și în momentul în care ader la un partid sau sunt într-un partid, respect disciplina de partid. Am observat și în Consiliul Local, așa, parcă lucrurile, de când e cu alianța asta, parcă lucrurile merg mai lin, așa, mai bine.
Dar lucrurile în Consiliul Local au mers din prima zi fără niciun fel de probleme. Eu n-am avut probleme la nivel de Consiliul Local de la începutul mandatului și până acum și nici în primul mandat, 2012-2015, n-am avut probleme legate de Consiliul. Aveți în asta o diplomație aparte cu care rezolvați lucrurile? Da, cred că lucrurile. Dacă ești un bun mediator, găsești și dacă proiectele sunt corecte și sunt pentru comunitate și oamenii văd, le greu și la consilieri să se opună de dragul de a se opune. Modernizării adică, orașului, cu siguranță. Când vrei binele comunității, când vezi că nu se cheltuiesc banii aiurea, când vezi că totul este bine gestionat, că lucrurile se întâmplă în Onești, se dezvoltă în Onești, nu mai spun de fonduri. Când am început mandatul, erau tot felul de voci. A, păi n-ai atras fonduri, n-ai făcut aia. Ei, uite că nu mai deschide nimeni gura în privința fondurilor, câte fonduri s-au atras în ultimii 3 ani la Onești, nu s-au atras de la Revoluție. Și nu doar din PNRR, nu doar din Anghel Saline, de pe toate liniile de finanțare, inclusiv CNI, în care e foarte greu să obțin bani de la CNI. Ultima dată când s-au obținut bani de la CNI a fost în 2010, când s-a făcut sala Nadia Comăniș, de atunci nu s-au mai obținut. Iată că acum sunt două proiecte pe CNI. Unul e vorba de creșă care, la care se lucrează și bazinul de not care în perioada imediat următoare se va scoate la licitație. O să vorbim de proiecte pentru că știu că sunt multe. Am zis avem pe Ministerul Mediului proiecte, avem și cel mai important și cei mai valoroși bani și o repet și fără nicio, cu toată responsabilitatea, cei mai valoroși bani care i-am adus au fost banii veniți pe linia Consiliului Județean. Au fost bani care, dacă nu îi aveam, era complicat să ducem și proiectele. Și susținerea, până la urmă, a simțit un adevărat sprijin, un suport din partea Consiliului Județean în multe proiecte, nu unul, nu. Da, în foarte multe proiecte, adică 50 de milioane de la Consiliul Județean în 3 ani, în condițiile în care bugetul primăriei pentru investiții este de sub 10 milioane pe an. Adică noi am adus de la Consiliul Județean, am adus de la Consiliul Județean bugetul primăriei pe 5 ani. Dar nu asta e important, au fost bani vitali, bani fără de care anumite proiecte nu le puteam face. Adică le făceam fie renunțând la alte proiecte, și acum când vorbesc renunțând de alte proiecte, eram obligat să renunț la infrastructura pietonală, care toți oamenii și-o doresc, deși nu pare ceva extraordinar, dar că în momentul în care cineva nu are, țipă că nu are, că ar vrea să aibă și în și zona respectivă și pe bună dreptate, clar, nici nu cabe discuție. Lucrurile s-au schimbat, așa este. Atât timp cât mai ai 10-15% din oraș nemodernizată infrastructura, acei oameni se simt un pic marginalizați. Zice, de ce la noi nu? Cetățeni de mâna a doua? De ce la noi nu? Doar că proiectele încep dintr-un loc și se termină într-un loc. Adică să au întâmplat atâtea situații, să rămână, să fii până la trotuarul X și acolo se oprează. Zice, dar de ce s-a oprit aici? Pentru că proiectele sunt bucăți de n-aveți așa un proiect teritoriu. N-am scos, magie. N-am scos tot în funcție de bani, în funcție de economii, dar iată că în acest an reușim să închidem tot ce înseamnă infrastructură pietonală la nivelul Oneștiului, cel puțin zona de blocuri. Jandarmerițele au primit flori de Ziua Femeii. Mamă, soție și colegă sunt femeile care an de an sunt sărbătorite pe 8 martie de ziua lor. Această zi le oferă bărbaților și prilejul de a oferi o floare persoanelor care au grijă ca lucrurile să decurgă armonios în viață. Printre ei s-au aflat și jandarmii băcăuani, care nu le-au uitat pe colegele lor în uniforma bleu jandarm. Doamnele și domnișoarele din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Bacău au avut parte de momente pline de sensibilitate de Ziua Internațională a Femeii. Colegii au avut ocazia să ofere flori, gânduri bune de respect și prețuire, alături de recunoașterea și aprecierea pentru activitatea pe care o desfășoară în cadrul instituției. Persoane cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată și exercitarea unei profesii sau activități fără drept. Pe 7 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău, ai stațiunii Târgu Ocnac și criminaliști sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au pus în executare 8 mandate de percheziție domiciliară în Bacău și Târgu Ocna, în 2 dosare penale, ce au ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și exercitarea unei profesii sau activități fără drept. Din cercetări are ieșit faptul că reprezentanții unei societăți comerciale din municipiul Bacău ar fi creat un circuit fictiv ce avea ca scop fraudarea bugetului de stat prin sustragerea de la plată TVA-ului, prejudiciul creat fiind de aproximativ
aproximativ 880.000 de lei. O femeie de 30 de ani din stațiunea Târgu Ocna ar fi desfășurat activități de cosmetică medicală fără a deține autorizație în acest sens și nu ar fi declarat veniturile realizate. În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat în vederea continuării cercetărilor mai multe mijloace materiale de probă și înscrisuri. Proiect Erasmus Zero Waste Philosophy Human Ego la școala numărul 2 din Dărmănești. În acest proiect sunt angrenați elevi din România, din Dărmănești, din Italia și din Turcia, iar principalul scop este educația pe teme de reciclare, a reducerea consumului și a risipei, dar și reutilizarea deșeurilor pentru a crea produse prietenoase cu mediul înconjurător. Un proiect Erasmus a debutat recent la școala numărul 2 din Dărmănești. Despre ce este vorba? Este vorba despre proiectul Erasmus Zero Waste Philosophy, Human Ego, care are ca obiective protejarea mediului înconjurător și reducerea risipei sub orice formă. Suntem la a treia mobilitate a proiectului, proiect care a debutat în octombrie 2022. Au fost două mobilități, una în Adana, Turcia, în octombrie, și a doua mobilitate a avut loc în orașul turistic Pisa, din Italia. Și astăzi suntem mândri să-i întâmpinăm pe oaspeții noștri în frumosul nostru oraș, mai nou, stațiune turistică, să continuăm realizarea obiectivelor propuse în acest minunat proiect. Ce se va întâmpla astăzi la Dărmănești propriu-zis? Am întâmpinat oaspeții, ei au vizitat clasele, nu întâmplător organizăm în această săptămână programul național Săptămâna Verde. Copiii sunt organizați pe ateliere și confecționează obiecte din materiale reciclabile, fac tot felul de experimente și expun părerile despre reducerea risipei. Încercăm să contribuim la protejarea mediului cât putem. Câți invitați aveți astăzi din cadrul proiectului? Pentru că probabil sunt și din Italia și din Turcia. Haideți un pic să facem un cuantum, așa, o contorizare. Sigur, avem două delegații, conform proiectului, 7 elevi, 2 profesori, adică din avem... Turcia și exact, din Italia, exact, nu? Da. Ok, cum li s-a părut sejurul aici, dacă putem numi sejur? Abia a început sejurul, i-am întâmpinat la București, bineînțeles că nu am ratat vizitarea Bucureștiului într-un timp relativ scurt, i-am cazat la hotelul din orașul nostru și ei sunt foarte încântați de ospitalitatea noastră și de mâncare. Deocamdată suntem bine pentru că sunt mulțumiți, îi văd mulțumiți. Și sper să ne ridicăm la nivelul așteptărilor lor și la nivelul acum s-au pregătit ei. Eveniment a fost prezent și ministrul Băcăuan al Mediului, Mircea Fechet, care a salutat proiectul, dar și implicarea echipei din conducerea unității de învățământ, alături de primarul orașului Stațiune Dărmănești, Toma Constantin. Inclusiv acest obiectiv, această școală, va intra de săptămâna viitoare într-un amplu program de reabilitare cu fonduri de la Ministerul Mediului. Our school is going to be rebuilt in a very short time with money from the ministry. Și trebuia să începem mai repede reabilitarea, dar la rugămintea doamnei director ne-a zis că voi veți vizita România. Am zis să mai întârziem câteva săptămâni pentru a putea să găsiți aici școala așa cum e acum, nu șantier. We were supposed to start earlier, but because of this great event that we are having now, we are going to start later. Yes. Okay. Eu mi-aș dori să vă simțiți foarte bine aici la Dărmănești, să ne cunoașteți așa cum suntem noi și la sfârșitul programului, cred că joi, da, vă invit și la primărie, la sediul nostru, să ne cunoașteți din alt punct de vedere. Welcome to Dărmănești. Thank you. Welcome to Bacău County and welcome to Romania. Thank you. My friend and my party colleague, Mr. Mayor, he said you should come for 5 minutes only, but you should come and say hello to these wonderful people who are visiting in an Erasmus program, not only because of the exchange of know-how that we are doing, but also because the project is related to the environment, and me
being the Minister of Environment, Waters and Forest. Of course, I had to drop by and say hello. Thank you very much. So what I'm hoping for is that you'll have a good visit here in Romania. Yes, yes. Dărmănești is a wonderful city. Of course. The first time I talked to somebody about zero waste policy was with an Italian. His name is Stefano Ambrosin. I don't know if you've heard, but he's really popular. He's traveling all over the world and he's talking about zero waste policies. And we've had a lot of discussions in the EU Council of Environment, Environmental Council, with the Minister of Environment from Italy, because on so many topics, we have really, really strong collaboration. Copiii fascinați de câinele jandarm Daca. Aventură neobișnuită pentru zeci de copii de la grădinița cu program prelungit LEDA, care au petrecut câteva ore în compania jandarmilor din cadrul grupării de jandarmi mobile Bacău și a inspectoratului de jandarmi județean Bacău. Cei peste 80 de prichindei au fost curioși să afle tot ce reprezintă meseria de jandarm. Micuții au vizitat sala tradițiilor, punct muzeistic, care înglobează istoria jandarmeriei române pe meleagurile băcăoane. Copiii au urmărit cu mare atenție exercițiul demonstrativ cu tema Acțiunea subunității de intervenție antiteroristă în cazul unui atac armat desfășurat de luptătorii detașamentului de intervenție antiteroristă din cadrul grupării de jandarmi mobile Bacău. Potrivit scenariului, jandarmii au intervenit pentru capturarea și neutralizarea suspecților, după urmărirea și interceptarea acestora în trafic. Fiecare copil a testat echipamentul din dotarea jandarmilor și a folosit semnalele luminoase și acustice ale autospecialelor jandarmeriei. Punctul culminant a fost exercițiul desfășurat de câinele jandarm Daca, care a prezentat diverse modalități de intervenție pentru reținerea unui potențial infractor și a executat disciplinat comenzile de dresaj ale partenerului său, plutonier adjutant Rafaila Gheorghe, care de peste 20 de ani se ocupă de câini de serviciu ai grupării de jandarmi mobile Bacău. Daca a atras atenția copiilor, care i-au admirat demonstrațiile cu emoții și cu zâmbete. Demonstrațiile pregătite pentru cei mici au avut un rol educativ, astfel activitatea a oferit copiilor oportunitatea de a-și forma o gândire flexibilă orientată spre umanitate, responsabilitate și schimbare pozitivă. Jandarmii le-au explicat micuților că în fața unui câine dresat, răufăcătorii nu au nicio șansă de scăpare. Cel mai așteptat moment a fost cel în care cei mici au mângâiat-o pe Daca și au făcut câteva poze cu ea. Deloc surprinzător, după exercițiu, mai ales vizitatorii băieți au decis că se vor face jandarmi atunci când vârsta le va permite. Vizita copiilor în echipa jandarmilor s-a desfășurat cu multă distracție, zâmbete și multă voie bună. Acestea au fost știrile, vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 9 martie, vremea se menține rece, cerul va fi în cea mai mare parte senin, maxima zilei nu trece însă de valoarea 10 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la minus 3 grade Celsius. Duminică 10 martie, cerul va fi parțial noros, maxima zilei ajunge până la 14 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 3 grade Celsius. Luni 11 martie, cerul va fi parțial noros, maxima zilei ajunge până la valori de 12 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la valoarea de 6 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.